Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Între da și nu la Eco FM avem zi de joi. De aceea, tradițional, ne întrunim în studioul Eco FM cu primari din diferite localități din Republica Moldova. În același timp, avem invitați și din primari din România și ne împărtășim cu experiența în ceea ce ține de parteneriatele publice-private. În studioul avem invitat pe Iurie Calestru, director IDEP Moldova, Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor. Totodată, prin legătură telefonică, îl avem pe domnul Cătălin Constantin Hurdubaie, primarul orașului Tecuci, județul Galați, și Valentin Guțan, primarul orașului Cricova. El în scurt timp va intra în studioul nostru, să sperăm că nu va dura mult acest lucru. Deci dedicăm acest interviu parteneriatelor publice-private. Cum încercăm să interacționăm cu mediul privat, cum încercăm să dezvoltăm localitățile noastre. Domnule Cătălin Constantin Hurdubaie, bună dimineața și vreau să ne confirmați prezența în studioul nostru. Bună dimineața dumneavoastră și dumneavoastră. Noi vă auzim perfect, deci după cum am mai menționat și anterior, încercăm să aducem exemple de parteneriat public-privat în ascultătorilor noștri, astfel încât să le sugerăm că există și alte metode decât, de exemplu, aceleași granturi. Există alte metode de a dezvolta localitățile noastre, astfel încât să creăm și locuri de muncă, astfel încât să creăm și parteneriate între mediul de afaceri și administrațiile publice locale. Și în acest context aș vrea să ne povestiți, să vă împărtășiți cu experiența pe care o aveți în orașul Tecuci, județul Galați. Da, este un subiect destul de interesant. Se discută foarte mult și în România despre public-privat. Avem și o lege 233 pe 2016 despre parteneriatul public-privat. Trebuie însă să recunoaștem că mai avem foarte multe în a aplica toate prevederile acestei legi atât în Tecuci cât și în România. Sunt semnale destul de pozitive, sunt destui antreprenori care și-ar dori parteneriate cu administrațiile locale, dar mai trebuie să muncim mult și la percepție și posibil această lege să primească și unele modificări. În condițiile în care în România deja de mult există această lege cu privire la parteneriatele publice-private, dar, după cum ați menționat, există și reticențe din partea localnicilor, există și reticențe din partea mediului de afaceri, cum sau care ar fi domeniile cele mai fiabile pentru a dezvolta un parteneriat public-privat, pentru a crea, de fapt, care ar fi proiectele cele mai fiabile pentru acest tip de parteneriat? Într-adevăr, ce să vă spun, cred că educația și sănătatea sunt cele mai importante domenii în care și partenerii sau viitorii parteneri ai administrației locale și-ar dori să aibă o implicare, dar cred nu numai aceste domenii sunt, pentru noi ar fi prioritare și într-adevăr avem mari nevoi de o prezență și din exterior. De ce să nu fim sinceri, chiar dacă municipiul Tecuci are o populație de 44.000 de locuitori, nu suntem cu un sistem financiar extraordinar, adică bugetul propriu nu ne permite chiar o realizare a tuturor viziunilor noastre de viitor, pentru că la fel ca și ceilalți, cred că primari, nu numai din România, cât și din Republica Moldova, o administrație locală trăiește din taxe, impozite, chirii, nu deținem și alte surse de finanțare. De aceea, de foarte multe ori, apelăm la sprijin de la bugetul statului, cât și
poate, să zic așa, norocul pe care îl deținem că suntem în Uniunea Europeană și primim sprijin de la aceștia, de la fondurile europene. Domnule Călestru, aș fi vrut să vă întreb și pe dumneavoastră dacă domnul primar de Tecuci s-a referit la sănătate și de fapt acesta fiind unul din servicii, unul din domeniile sau unele din domeniile cele mai fiabile. Dacă dumneavoastră ați mai expertizat unele proiecte în ceea ce ține de parteneriatele publice-private, care este situația la noi? În primul rând, bună dimineața, stimați radioascultători! Mulțumim domnul Cătălin Costantin Hurdubaie pentru prezență și încredere în IDEP Moldova și EcoFM de a participa în cadrul emisiunii. Cum spunea un coleg de-al meu din Germania, problemele complexe au nevoie de soluții complexe. Este complicat să răspunzi la o întrebare complexă printr-un răspuns simplu. Deci, cine a realizat proiecte știe că majoritatea dintre proiecte care pot fi argumentate au dreptul la viață. Deci nu există proiecte bune sau proiecte mai puțin bune. Fiecare proiect își are scopul său și din acest considerent, dacă noi reușim în cadrul proiectului să ajungem la cele ce ne-am propus, el este unul de succes. Din acest considerent, să spunem că doar proiectele din domeniul medical sau cel din domeniul educației sunt cele mai relevante, importante și oportune, este un lucru bine, așa cum este, deci are dreptul la viață, fiecare și are părerea, dar în același timp, în dependență de. De exemplu, dacă vorbim de localități, în Republica Moldova, noi avem o experiență destul de vastă, lucrăm cu peste 300 de administrații publice locale din Republica Moldova, nivelul 1 și nivelul 2, deci localități rurale și orașe. Începem de obicei lucru de la o SWOT analiză, da? Analiza punctelor slabe și tari, și de aici trebuie de pornit, pentru că sunt localități sau sunt locații unde este mai oportun de a realiza anumite proiecte în domeniul medical. Sunt anumite locații în care este nevoie de a dezvolta sau a fortifica procesul pentru proiectele din domeniul educației. Iar o practică mondială spune că proiectele după importanță și relevanță, dacă vorbim de parteneriatele publice-private, primul loc este transportul, totuși haideți să recunoaștem. Al doilea loc este medicina, aici este un lucru clar. Ulterior, sigur că este educația și alte domenii. Deci, în special, vorbim de infrastructură atunci când vorbim de parteneriatele publice-private. Pentru că, exact cum a constatat și domnul primar, domnul Cătălin Constantin Hurdubaie, deci bugetele publice sunt formate din taxe și impozite care sunt achitate de către agenții economici care activează în zonă, de către persoanele fizice ce activează și primesc salarii transparente și de către businessul transparent care își are scopul de a obține profit, iar administrația publică locală de a le oferi posibilitatea de a-și desfășura activitatea transparent. Iarăși, situație de win-win, în care toți au de câștigat. Întrebarea pentru noastră ar fi una destul de interesantă și pentru Republica Moldova. În rezultatul proiectelor de dezvoltare locală și regională, există costuri. Costuri de mentenanță, de întreținere. De obicei, nu știu cum la voi în România, deci nu pot să mă expun, având o anumită expertiză în Republica Moldova, pentru că atunci, de exemplu, când noi lucrăm cu diverse proiecte, noi solicităm și bugetele pentru ultima perioadă, pentru că este un lucru și normal, trebuie să vedem cu ce avem de a face. Facem analiza situației, de fapt și bugetarea costurilor pentru întreținerea acestui infrastructuri. De obicei, ne ciocnim de o situație în care se depune maxim efort pentru a minimiza costurile pentru utilizatorul final, vorbim de populație, uneori în detrimentul calității. Calității întreținerii acestei infrastructuri create. Vorbim de casă de cultură, vorbim de drumuri, vorbim de iluminat stradal, vorbim de gunoiște, de domblerani, de automobile, de tot ce aici vizează infrastructura și serviciile pentru populație.
În acest sens, atunci când se dezvoltă la nivel local, știm că orașul Tecuci, municipiul Tecuci este destul de dezvoltat și are un anumit număr foarte impunător de proiecte de dezvoltare, dar în rezultatul dezvoltării acestor proiecte se creează o presiune sau cresc cheltuielile de mentenanță din partea administrației publice locale pentru menținerea acestor proiecte. Dinamica creșterii cheltuielilor pentru întreținerea acestor proiecte de infrastructură versus dinamica creșterii numărului de locuri de muncă și vărsării în buget este similară? Nu ați încercat să analizați acest lucru, domnul primar? Eu ce aș dori să vă relatez dumneavoastră, dat fiind faptul că suntem deja în implementarea unor proiecte europene destul de importante pentru municipiul de întreaga zonă, vorbim de un proiect de aproape 4 milioane de euro care deja este în implementare începând din vara anului trecut și nu numai, avem inclusiv proiecte de finanțare prin fondul Ministerului Dezvoltării din România. Trebuie să ne gândim la dimensiunea municipiului Tecuci, că aceste proiecte au și o cofinanțare care este aportul municipalității la derularea și finanțarea acestor proiecte. Dat fiind faptul că noi nu suntem un municipiu atât de mare cu un buget extraordinar, promovarea proiectului de hotărâri pentru bugetul anului în curs, trebuie avut foarte mare grijă pentru a păstra acești bani pentru cofinanțe. Noi sperăm din tot sufletul, atrăgând astfel de proiecte vaste, eu vorbesc mai mult de proiectul acesta de 4 milioane de euro, care are într-adevăr mai multe componente pe lângă latura educațională și o latură antreprenorială. Vorbim de 40 de planuri de afacere pentru potențialii antreprenori, dintre care 15 vor putea fi finanțați cu 25.000 de euro într-o perioadă de 12 luni. Discutăm de 10 km de asfalt, iarăși o sumă destul de importantă, având în vedere prețurile standard de cost, care nu sunt deloc de neglijat, vorbim undeva la aproape 1.400.000-1.500.000 de lei per kilometru. Deci toate acestea, într-adevăr, pot genera viitoare locuri de muncă, pot genera dezvoltări ale municipiilor unde au loc aceste proiecte sau locațiile respective. Noi iar partea de infrastructură este repartizată în mod egal și în celelalte cartiere ale municipiului Tecuci. Pot genera, repet, locuri de muncă, dar Alo, domnule primar, mai sunteți pe fir? Am pierdut legătura cu Tecuciul. Da, eu sunt. Sunteți pe fir pentru că am pierdut. Puteți continua. Da, nu știu, eu discutam despre un proiect de 4 milioane de euro care are ca și componentă, pe lângă latura educațională și o latura antreprenorială. Nu știu, n-aș dori să repet pentru că picăm... Am auzit acest lucru, am dispărut pentru câteva clipe doar. Da. Repet, latura antreprenorială duce la 15 proiecte care vor fi finanțate din acest proiect de 25.000 de euro fiecare. Să ne gândim că acești 15 oameni vor putea să-și dezvolte, vor avea startul pentru o viitoare afacere care va putea influența și cartierul în care se dezvoltă acest proiect. După aceea discutam despre infrastructura stradală, aproape 10 km de asfalt cu fonduri guvernamentale, care la fel sperăm să aducă locuri de muncă
pentru tecuceni. Aici nu știu, nu cunosc foarte bine legislația din Republica Moldova, pentru că interlocutorul nostru spunea că într-adevăr este foarte important și transportul. Da, într-adevăr este important și transportul, dar eu mi-aș permite, dar ca și părere personală, să pun educația pe primul loc, dat fiind faptul că de la acest lucru pleacă și se dezvoltă viitorul municipiului nostru și, de ce nu, să am curaj să spun, și viitorul țării noastre. Eu aș fi vrut să vă întreb, în momentul atunci când se elaborează sau se pune în discuție un proiect de parteneriat public-privat, cu siguranță există locuitori a municipiului Tecuci care vin cu întrebări care sunt puși pe, de fapt, sunt foarte subiectivi. Cum reușiți să îi convingeți? Cum reușiți să îi implicați în dezvoltarea acestor proiecte, astfel încât toate suspiciunile, toate să treacă de la vorbe la fapte și atunci aceste persoane să intre în dezvoltarea acestor proiecte? De ce să nu fim sinceri cu noi înșine, dat fiind faptul că aproape un an de zile administrația tecuciană a lucrat la proiecte, la un număr de aproape 18-20 de proiecte, timp în care poate am neglijat o parte din alte necesități, dar orice hotărâre care este luată la nivelul municipiului se face prin dezbatere publică. Soluția este una, n-aș putea să spun că este universală pentru orice localitate. Cred că dialogul, indiferent cum ar fi el, nu știu, poate depăși eventualele divergențe ce pot apărea. Și de ce să nu fim sinceri, atâta timp cât noi deținem și argumentele tehnice, trebuie prezentate într-un mod nu foarte laborios, pentru că cetățeanul de rând nu așteaptă foarte multe cifre, așteaptă doar niște soluții pe care el să le poată diseca cu o foarte mare ușurință și să le dea mai departe. Cred că cheia succesului este în acest dialog și în această colaborare cu populația. Noi facem acest lucru. Alo? Alo? Alo, alo. Da. Noi vă ați apărut din nou, sunteți pe fir. Da. Repet, chiar dacă în urma acestor dialoguri cetățenii nu împărtășesc aceeași părere cu noi, obligația noastră este să aducem argumentele necesare pentru a ajunge la un consens, iar punctul lor de vedere, să știți că este important. Reamintim ascultătorilor, Călestru Iurie, directorul IDEP Moldova, Cătălin Constantin Hurdubai, primarul orașului municipiului Tecuci, județul Galați, sunt invitații în studio, discutăm despre parteneriatele publice-private. În scurt timp îl așteptăm și pe domnul Valentin Guțan, primarul orașului Cricova, care se va împărtăși și el cu experiența în ceea ce ține de parteneriate publice-private. Domnule primar, vroiam să vă mai întreb, în condițiile când toată lumea sau primăriile dezvoltă parteneriate publice-private, dezvoltă proiecte de dezvoltare durabilă în ceea ce ține de mediu. Pentru că postul de radio Eco FM este un post de radio cu profil ecologic. Cum se implică, de fapt, putem face o intersecție între dezvoltare durabilă și proiecte de parteneriate publice-private, aprovizionare cu apă, în același timp sanitație, dacă există proiecte și cum reușiți să le implementați? Tocmai la Tecuci, să știți că noi anul 2017 a însemnat un examen destul de greu pe care l-am trecut. Rampa de gunoi a fost închisă.
așa cum era firesc, era un termen dat de cei de la mediu. Am trebuit să schimbăm din mers întreg bugetul, dat fiind faptul că depozitarea, selectarea gunoiului și transportul la o rampă în apropierea Tecuciului, rampa care ne-a primit este la 110 km, deci cheltuielile de transport sunt destul de mari. Problema mediului, care, spun eu, nu este doar a municipiului Tecuci, este destul de importantă, cred că și la nivel național și nu numai. Încercăm prin, am spus, prin dezbateri publice să conștientizăm toți cetățenii orașului că o colectare selectivă a gunoiului menajer ne va putea reduce costurile de depozitare și transport. Suntem în investiții pe acest domeniu, într-un selector, toate platformele gospodărești din zonele interblocuri și nu numai, și din cartierele case vor fi dotate cu containere selective. Investiția nu este deloc mică, vorbim de aproape 1.300.000 de lei, și toate acestea se fac din bugetul local. Punând la socoteală și un selector care e concepție unor ingineri tecuceni, aproape 150.000 de euro, noi ne dorim foarte mult. Încercările noastre pentru transport, încercăm să nu închiriem. S-a pierdut iarăși legătura. Vroiam, domnule primar, dacă mai sunteți pe fir, vroiam să vă mai întreb dacă... Foarte util. Alo? Alo? Da, vă aud. V-am înțeles. Vroiam să vă întreb dacă pot servi proiectele de parteneriat public-privat, dezvoltarea acestor afaceri în parteneriat cu administrația publică locală a municipiului Tecuci, dacă ar putea ele servi drept premiză pentru migrația inversă, atunci când oamenii să revină în localitate, în localitățile de unde au plecat anterior, să revină pentru că, spre exemplu, au fost create noi locuri de muncă și dacă există asemenea experiențe. Vedere, îmi pare rău că totuși n-a intrat în direct cu noi și primarul de la Cricova. Într-adevăr, ideal ar fi să încercăm să creăm platforme industriale, dar crearea unor astfel de platforme unde investitorii să-și dezvolte afaceri înseamnă nu numai un spațiu sau o locație, înseamnă gaz, înseamnă apă, utilități și curent electric. Deci sunt niște cheltuieli destul de mari. Pe aceste platforme, viitorii antreprenori să-și dezvolte afacerile. Ar fi ideal. Cei care au plecat și au părăsit orașul, nu un număr mic, trebuie să recunoaștem. Ar fi extraordinar să se întoarcă, pentru că ca acasă nu este nicăieri. Dar și acasă, dacă stăm și ne gândim, trebuie să ai, să-ți întreții familia, să ai un trai cât se poate de decent. Încercăm să facem eforturi cât se poate de mari, să punem la dispoziția viitorilor investitori și actualilor investitori aceste condiții pe care eu vi le-am spus, mă refer la apă, gaz, deci canalizare și nu numai locația în sine. Există un caz, se vor angaja undeva în jur de 40 de cetățeni ai municipiului Tecuci la acea firmă. Ne-am luat angajamentul, asfaltăm în acea zonă, utilitățile sunt chiar la intrare în viitoarea firmă, dar mai avem foarte, foarte mult de lucru. Domnule primar, vroiam să vă întreb cum motivați generația tânără să fie activă în, pentru că ați menționat și despre faptul că se investește foarte mult în învățământ. În același timp, cum îi implicați tinerii în activitățile orașului, astfel încât să fie activi și să promovați spiritul civic în această generație tânără care vine după? Da, într-adevăr, tot la fel, dacă excludem
elementul politicului am fi incorecți. Într-adevăr, sunt alături și nu numai eu, întreaga echipă pe care eu o coordonez, de toți tinerii din municipiul Tecuci, care cu siguranță din aceștia un număr nu foarte mic sunt tinerii din partidul care și eu fac parte, și nu numai. Avem relații cu tinerii tecuceni, o organizație destul de importantă cu 200-300 de membri. Sunt alături de noi la toate activitățile municipalității, au chiar și un plan cultural propriu, această organizație a tinerilor. Poate veți auzi de festivalul Insula, care va avea loc la începutul verii în municipiul Tecuci, este la a doua ediție, este organizată în exclusivitate de tineri, iar municipalitatea este alături de ei. Suntem alături de ei și la bine și la rău. Tinerii trebuie să și impulsionați și supravegheați, pentru că știți cum este, să nu interpretăm greșit libertatea, pentru că dăm într-o altă lată. Aș fi vrut să vă întreb dacă în urma realizărilor acestor proiecte de parteneriat public-privat, după expirarea proiectului sau după finisarea acestuia, administrațiile publice locale urmează să preia administrarea acestui proiect și în același timp se creează o presiune asupra bugetului localității, pentru că nu este un secret, fiind unul auster sau fiind unul mai redus, presiunea asupra realizării sau menținerii acestor proiecte ulterioare este una nu mică. Aș vrea să vă întreb, domnule primar, cum reușiți să realizați în continuare aceste proiecte, astfel încât realizarea lor să nu sufere din calitate, dar în același timp acele locuri de muncă, acele administrarea acestor proiecte să continue cu același avânt care a fost la început. În orice situație, când ai un astfel de proiect, indiferent că ai mai avut sau nu ești la primul proiect de acest gen, cel mai corect lucru este să ai alături de tine oameni care într-adevăr se pricep să facă acest lucru. Apelăm de fiecare dată la consultanță și majoritatea proiectelor noastre, să știți că în finanțare este cuprinsă și acest capitol de consultanță. Apelăm la instituții, la firme care într-adevăr experiența lor ne pot ajuta să ajungem acolo unde noi ne dorim la finalizarea implementării proiectelor. Într-adevăr, legislația prevede după implementare municipalitatea să beneficieze de aceste proiecte, dar repet, noi la acest moment suntem în proiecte în exclusivitate pe fonduri europene și fonduri guvernamentale. Dar nu vă ascund, avem firme de consultanță care ne sprijină în derularea acestor proiecte. Dar domnule Călestru, ați vrut să adăugați ceva? Da, am vrut să vă întreb. Deci, modalitatea prin care noi încercăm să abordăm criteriul de soluționare a provocărilor locale este dialogul. De fapt, am vrut să menționez că pagina electronică a orașului Tecuci este una extrem de performantă. Ați menționat dialogul transparent. Vreau să spun ca un exemplu de bune practici, am avut mare plăcere să navighez pe platforma orașului Tecuci, deci pe platformă online, este extrem de informativă, inclusiv cu invitarea la ședințe, la toate lucrările proiectelor și grupurile de lucru care au loc în cadrul orașului Tecuci. Pe această cale vreau să vă exprim admirația, că într-adevăr este cel mai important lucru care poate fi în cadrul oricărui proiect, este dialogul. Dialogul și
transparent, în speță mulțumită rețelelor de socializare și acestor posibilități care ele ne oferă. Rugăm să continuați așa mai departe și să navigați acest tărâm de transparență prin intermediul rețelelor de socializare. Apropo, exact același lucru noi îl facem în Republica Moldova pentru administrațiile publice locale cu care noi cooperăm. Nu o să fie mare secret dacă o să spun că la noi este exact același lucru practic ca și la noastră. Deci navigăm sau încercăm să explorăm astăzi de formulare granturile și fondurile existente naționale, deci granturile europene sau celelalte și fondurile naționale, și mai puțin încercând de fiecare dată să vedem fondurile private prin intermediul PPP-urilor, parteneri publici private, ca o formă de soluționare a provocărilor locale. Pe când în discuția cu primarii din orașe occidentale, vorbim de Germania, Austria, Elveția, Suedia, ei ne spun un singur lucru: chiar dacă avem bani suficienți pentru anumite proiecte, noi încercăm să nu le facem chiar noi direct, dar să implicăm mediul de afaceri, noi susținându-le, oferindu-le suport, oferindu-le consultanță, oferindu-le spațiu, să beneficieze, coopereze, implementeze, dezvolte și beneficiem comun, noi, populația și agenții economici, din urma acestor proiecte în variantă durabilă. Pentru că, dați să recunoaștem, precum o va face un agent economic, nu o va face niciodată, mă scuzați de cuvânt pentru că nu este cel mai potrivit de folosit în unele situații, un actor public. Din cauza lipsei de experiență, din cauza performanței, know-how-urilor, deci noi toți înțelegem că business studiul nu este interesat în creșterea a profitului. Am vrut să întreb, noi în Republica Moldova, de exemplu, IDEP Moldova, Institutul de Dezvoltare și Expertiză a proiectelor pe care îl reprezint, de obicei discutăm, identificăm, deci în rezultatul auditului, altfel spus, o anumită provocare, o propunem un anumit scenariu de dezvoltare, iar ulterior organizăm dezbateri publice, online, transmise prin Facebook, cu implicarea tuturor localnicilor prin rețele de socializare, deci tuturor consilierilor și oamenilor din localitate, dar și oamenilor din diaspora prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a dezbate acest mecanism de dezvoltare a acestui proiect, anume prin varianta de parteneriat public-privat. Ați încercat noastră așa metodă de soluționare sau de a identifica potențiale investitori în așa proiecte? Ne propunem pentru viitor. Anul 2018 pentru noi este unul hotărător în implementarea câtorva proiecte de infrastructură, majoritatea fiind din bani publici. Ne propunem pentru viitor o dezbatere publică, pentru că am mai amintit. Deci fără dezbatere publică, cred eu, nu putem rezolva mare lucru. Adică rezolvăm, dar rezolvăm pentru o perioadă de timp foarte, foarte redusă, pentru că dăm iz la interpretări și nu cred că își dorește așa. Tot la fel, o dezbatere publică pe viitorul proiect de investiții al municipiului Tecuci. Să vedem, vom aloca o anumită sumă în buget, să vedem dacă, într-adevăr, din acea sumă putem satisface nevoi sau proiecte care vin exact din vocea străzii, ca să folosesc. Ne cerem scuze ascultătorilor, legătura mai dispare câte o dată. Domnule primar, vroiam să vă întreb dacă mai sunteți pe fir. Sunt pe fir. Da, da, da. Deci vroiam, domnule primar, ne-am oprit la faptul că vocea străzilor este implicată, după cum v-ați exprimat și dumneavoastră. Vroiam să vă mai întreb referitor la parteneriatele publice-private, atunci când, după cum ați menționat, aveți firme de consultanță sau agenții de consultanță care vă expertizează proiectele, atunci când răspunsul unei asemenea companii este că nu este fiabil doar pentru localitatea dumneavoastră, aș fi vrut să vă întreb dacă există experiențe să
dacă există experiența să dezvoltați un proiect de parteneriat public-privat la nivel regional, atunci când, de exemplu, se implică și municipiul Galați, dacă, de exemplu, sau localitățile din preajma Tecuciului. Există un proiect destul de vast la care participăm împreună cu Consiliul Județean Galați. Mă refer cel cu racordarea la sistemul de apă și canalizare. Un proiect finanțat pe fonduri europene, numai municipiul Tecuci va beneficia de o investiție de aproape 30 de milioane de euro. Este a doua etapă a acestui proiect. Suntem în parteneriat și cu Societatea de Apă și Canalizare Galați, Consiliul Județean Galați și Primăria Tecuci. Spun eu că ceea ce au început este foarte bine, au început acum 3 ani. Vor continua cu această finanțare destul de importantă, să ducă la bun sfârșit nu numai municipiul Tecuci la această legătură cu rețeaua de apă și canalizare centralizată și comunele limitrofe și satele din jurul municipiului Tecuci. Eu spun că este un proiect mare, dar ceea ce noi ne dorim foarte mult, dat fiind faptul că s-a deschis aceste proiecte de cooperare transfrontalieră, să fim alături de un partener din Republica Moldova pentru un viitor proiect. Sunt destule domenii în care noi am putea să primim finanțare și de o parte a putului și de cealaltă parte, și să ne rezolvăm o parte din problemele de care municipalitățile au atâta nevoie. Dar cât de real vedeți dumneavoastră colaborarea cu autoritățile publice locale din partea Republicii Moldova, a Prutului? Deci, dacă este posibilă această colaborare și pe aspectul parteneriatelor publice-private? Vreau să vă spun că orice lucru sau implicare într-un astfel de proiect are la bază o discuție corectă, o cunoaștere foarte bună a legislației atât de o parte cât și de cealaltă, pentru că degeaba ne dorim noi să spunem ca și edil implicarea într-o astfel de proiect dacă legislațiile nu ne permit să-l ducem la bun sfârșit. Dar, așa cum spunea și interlocutorul dumneavoastră, firmele de consultanță sunt cele care ne-ar putea ajuta să ajungem la un consens și să demarăm cu unul din orașele din Republica Moldova un astfel de parteneriat. Eu am foarte mare încredere, am cunoscut doi edili din Republica Moldova, sunt oameni deosebiți, își doresc, la fel ca și mine, să dezvolte și să ridice nivelul de trai a populației din orașele pe care le, să spun așa, le administrează, și nu cred că nu vom avea succes. Domnule primar, vă mulțumim mult pentru interviul acordat. Vroiam doar dacă aveți un mesaj de final pentru ascultătorii Eco FM, cei care ne ascultă în aceste clipe sau ne urmăresc pe pagina noastră de Facebook. Le reamintim că Iurie Calestru, director IDEP Moldova, și Cătălin Constantin Hurdubaie, primarul municipiului Tecuci din județul Galați, au fost invitații dimineții. Cu părere de rău, domnul Valentin Guțan, primarul orașului Cricova, nu a reușit să ajungă în studioul nostru. Deci, domnule primar, vreau să ne aduceți și un mesaj de final de emisiune. Cel mai interesant mesaj îl consider eu, să știți, atât cei care ascultă și din stânga cât și din dreapta Prutului, inima noastră este aceeași, și să știți că acest centenar a Marii Uniri, care va avea loc la 1 decembrie 2018, la noi va însemna, cred eu, un lucru foarte important și pentru cei
din dreapta Prutului. Noi suntem aceiași, indiferent dacă ne desparte sau nu Prutul. Domnule Călestru, veniți și dumneavoastră cu un mesaj pentru ascultătorii noștri. Este remarcabil faptul că avem același gând cu primarul domnului, cu orașul, primarul orașului Tecuci, cu domnul Constantin Hurdubaie, versus aceste evenimente care urmează să deruleze în perioada următoare, centenarul. Vreau să vă rog să credeți în proiectele de parteneriat public-privat, pentru că, de fapt, asta este viitorul. Deci, beneficiile comune în urma soluționării provocărilor prin mecanismul parteneriatului public-privat ne vor aduce bunăstare, acces la infrastructură modernă, locuri de muncă și reducerea migrației, cel puțin dacă nu stoparea acestui. Așa că vă rugăm să credeți și să navigați acest râm. Am discutat despre parteneriate publice-private cu Iurie Călestru, directorul Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor IDEP Moldova, și Cătălin Constantin Hurdubaie, primarul orașului Tecuci din județul Galați. Domnule primar, domnule Călestru, vă mulțumim mult pentru prezența în studio și sperăm că vom avea în scurt timp sau pe o durată mai lungă, dar vom avea cu ce ne lăuda în ceea ce ține de parteneriate publice-private și astfel vom dezvolta localitățile noastre. Vă mulțumim! Cu siguranță și eu vă mulțumesc, o primăvară frumoasă! Mulțumim! La revedere! La revedere și mulțumim! Între da și nu! Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.